Deci asta e furculița perfectă, îmbucătura perfectă, paste, somon afumat, capere, broccoli, icre negre, crema asta, sosul ăsta, cremă de brânză, o nebunie, bă, băiatule. Vă las să vedeți cum am procedat. Wow! Titlul spune tot. Paste, cremă de brânză, somon afumat și broccoli. Restul ingredientelor jos în descriere. Astea fiind spuse, eu zic să n-o mai ardem aiurea și să dăm drumul la treabă. Începem cu pastele pentru că sigur vom sta după ele. Cu restul o să ne mișcăm destul de repede. Am aici pene, vreo 200 de grame, maxim 100 de grame per porție, nu mai mult. Apa dă în clocot. Le punem frumușel aici și... ne vedem peste 12 minute, cam atât durează, așa scria pe pachet. Nu am pus sare în apă pentru că vom folosi câteva ingrediente care sunt destul de sărate, cum ar fi somonul, caperele și mai avem aici ceva care o să vin la sfârșit, surpriză, da? Cu sarea mai lejereanu. Așa că până fier pastele, hai să pregătim și restul ingredientelor, cum ar fi broccoli. Am tăiat aici câteva bucățele, câteva floricele. Ia să vedem câte folosim pentru două porții așa mai babane. Astea și cred că ar mai merge vreo două floricele dintre astea. Până la urmă, ce să mai încolo încoa? Au rămas doar cu cotorul. Așa, bucățelele astea mai mari le tăiem încă o dată pe jumătate și pe ăsta la fel. Ia, ușurel, fără grabă. Fără grabă dacă nu ne plâng copiii de foame. Dăm frumos pe tocător, aici într-o parte. Așa, ce mai am aici? O ceapă. Eu am aici ceapă de apă, puteți folosi ceapă roșie, ceapă albă, de care vreți și voi. O tăiem așa fâșiuțe subțirele, după care obulețe, mărunțele. Ia să scap eu de broccoli ăsta de pe tocător, pentru că mai am câte ceva de tăiat și ocupă ceva loc. Dau frumos ceapă aici în locul lui și trecem la următorul ingredient. Ustroi, maxim un cățel. Avem nevoie și de ăsta pentru că se potrivește cu broccoli, merge de minune și cu somonul afumat. Ia, îl zdrobim și îl tocăm mărunt. Lângă ceapă pentru că vor intra în același timp în tigaie. Și să trecem la somonelul ăsta afumat. Am aici 200 de grame. O să pun undeva la maxim 150 de grame per porție, nu mai mult. Și asta ar fi, cât să zic, uite, cred că bucățica asta mai grosuță. O tăiem așa cubulețe, potrivite, nici prea mari, nici prea micuțe. Bine, prima dată fâșiuțe. Mamă, ce parfum vine de aici. Dacă stau să mă gândesc bine, cred că îl folosesc pe tot. Așa, cum spuneam, cubulețe. Ia uitați-vă și musai din când în când să gustăm, să vedem dacă e bun. Să fie ce trebuie, nu de alta. Mamă, ce paste o să facem. Și iarăși, ca la broccoli. Ce să mai păstrez colțul ăsta, nu? Hai, tăiat și el în cubulețe. Măcar știu că am scăpat. Dacă o fi nevoie, mai pune câteva paste la fier mai târziu. Dar nu prea că e nevoie. Ne spălăm o lecuță pe mâini, că e destul de uleios. Și am un cervețel și să trecem la prăjit, la perpeit. Avem nevoie de o tigaie mai măricică așa, cum ar fi asta de aluminiu. O punem frumos aici la încins, focul să fie mediu, nu chiar așa puternic. Gata, perfect. O așezăm, după care o stropim cu o leacă de ulei de măsline. Nu mult, două linguri maxim. Împrăștiat așa în toată tigaia. Vi se pare vouă că pun mult ulei, dar curge foarte, foarte subțirel, așa, e șirul ăsta din sticluță. Deci, oricum, pune și voi după gust. Lăsăm să se încingă foarte puțin, nu mult, 20 de secunde maxim, după care prima dată venim cu ceapa și usturoiul la grămadă, frumușel. Auziți, da? Nu sfârie chiar așa tare tigaia, foarte, foarte puțin. Nu vrem să ardem ceapa asta și usturoiul, vrem să le năbușim așa o lecuță în uleiul ăsta de măsline. O să am nevoie și de
O paletă, bineînțeles, aici am găsit-o. Amestecăm așa frumșel din când în când. Bine, am pus și rămășițele alea de brocoli care erau pe tocător. Păcat de ele să le arunc, nu? Ia, priviți, perfect, ceapa a început să se înmoaie, a început să-și schimbe culoarea și mirosul ăsta de ceapă prăjită împreună cu usturoi. Nebunie totală. În momentul acesta venim și cu brocolii. Frumoșel aici, la grămadă. Eu o să-i mai dau o lecuță de ulei, că pare că am pus prea puțin din prima dată, da? Încă puțin, gata, încă o lingură maxim. O lecuță de sare, pentru că are nevoie brocoliul ăsta, nu de alta. Puțin piper proaspăt râșnit, bineînțeles. Nu mult, sau după gust, nu trebuie să vă luați după mine. Suficient, scuturăm râșnița, mai amestecăm așa de 2-3 ori, să încorporăm aici brocolii și cu ceapa și cu usturoiul. Ia, stai o lecuță că mă chinui cu paleta. E mai bine așa cu tigaia, ne mișcăm mai repejor, împrăștiem mai bine toată nebunia pe aici prin tigaie. Suficient, am amestecat destul. În momentul acesta venim cu foarte puțină apă, undeva la cât să zic, un 50 de mililitri, 60 să zicem. Gata, perfect. Adunăm așa ceapa asta care am mai lăsat-o pe margine. După care punem frumos căpăcel și lăsăm aici la înăbușit să gătim brocolii ăsta. Cât o să dureze, cât o să dureze, undeva la 2-3 minute maxim, nu mai mult. Până se evaporă o lecuță apa. Ne uităm și noi la ele din când în când, nu? Să nu facem vreo prostie. Ia să vedem care-i treaba. Oho, perfect. S-a mai strâns o lecuță, numai așa voluminos. Asta înseamnă că e gata. Scăpăm frumușel de căpăcel și am făcut treaba. În momentul acesta venim cu câteva capere. Am aici capere în saramură. O linguriță, o linguriță. Cât să punem, hai să zicem, maxim două lingurițe. Mai cu vârf așa. Le împrăștiem și pe astea frumușel. Hai încă 2-3, adică aproape tot borcanul așa, bine, mai am câteva acolo, le păstrez de decor. Amestecăm, împrăștiem bine și caprele pe aici. Astea-s mai acrișoare așa și un pic sărățele și cu un parfum ieșit din comun. Deci merg de minune în preparatul ăsta. Încă de două ori mai dăm cu paleta, după care venim frumșel cu somonul tot aici la grămadă. Putem mări o lecuță flacăra. La gazul era să zic plitei. Împrăștiem bine și somonul. Bine, ăsta până la urmă merge mâncat așa. Deci nu trebuie să îl gătim foarte, foarte mult. Ia uitați-vă, perfect. Ce culori frumoase avem în tigaia asta. Și dacă tot vorbeam de culori, să mai venim cu o pată de culoare, cu ceva mai alb, așa, cremă de brânză. Am aici undeva la 100 de grame. O punem frumșel pe toată. Scăpăm de... Deci am mai rămas pe lingură. Mi-a rămas pe mustață. Gata. Amestecăm, încorporăm bine și crema de brânză aici, frumușel, și uitați-vă ce sos obținem. Mamă, mamă. Și opțional, dacă vreți ceva mai mult sos, puțină smântână de gătit. O multă, undeva la 50 de mililitri. Ia o turnăm și pasta frumușel aici. Bine, și eu vreau mai mult sos în pastele astea. Nu carbonara, nu alte paste. Italienești, nici măcar nu știu ce nație îs combinate acolo. Că dacă stai să te gândești bine paste, te gândești la Italia, cremă de brânză te gândești în Franța, te duce cu gândul și somonul a fumat prin țările nordice pe acolo. Ia hai să mai amestecăm frumușel și smântâna. Ia priviți aici cât sos avem. Și doar închideți ochii și gândiți-vă la ce am eu în tigaia asta. Gustul. Și când ai de o caperă de aia parfumată, hai să punem și pastele, că sunt sigur 100% că au fiert. Până una alta, ia să testez eu una pe tocător ca să nu zic că au fiert și nu-s fierte. Bine, am început să mă bâlbâi iar. Perfect, perfect. Al dente. Gata. Frumușel cu pastele. Aici peste toată nebunia. Ia să scap eu de lingura asta mai întâi. Nu-i problemă dacă mai scăpăm și o lecuță de apă de la paste. Oricum o să sugă ceva din sosul ăsta, mai ales dacă le gătiți al dente. Dacă le fierbeți prea mult, n-or să mai sugă cine știe ce și bine, nu o să iasă ce trebuie. Preparatul acesta gata. Scăpăm frumșul de oală, oprim focul la plită, la revedere, și a făcut treaba. Amestecăm, plimbăm bine și pastele pe aici și priviți. Ce nebunie, mamă. Somon a fumat, brocoli, puțină ceapă, capere, puțin usturoi. Curcube pe ceruguri, ce să mai încolunca. Gata, dăm tigaia la o parte și până caut eu o farfurie, sosul va arăta perfect.
Să vedem ce farfurie. Am câteva pe aici. E greu să mă decid. Eu zic că asta e perfectă, nu trebuie neapărat una adâncă. Tragem tigaia mai aproape, scăpăm de paletă și luăm spumarul ăsta. Să luăm cu spor, îl umplem bine, mai dăm de două ori așa pe aici, să mai amestecăm o lecuță și ia, fix în mijloc, să nu împrăștiem foarte, foarte tare, să nu murdărim farfuria asta foarte, foarte mult, să fie curat așa pe margini, să dea bine, nu de alta. Încă un spumar dintre ăsta, 2-3 pene cu ceva somon aici și cam asta a fost farfuria. Eu zic că e o porție destul de... Hai, măricică babana, mai pun 2-3 bucățele să fie cu vârf. Dăm asta la o parte, la o parte și momentul în care vom duce preparatul la un alt nivel. O să am nevoie de o linguriță. Am aici icre negre, icre de lup de mare, așa că o să punem și aici o linguriță mai babană. Ia să vedem, în vârf așa 2-3, stânga, dreapta, să dăm și un pic de culoare farfuriei. Mamă, ce... cât de bine arată nebunia asta de aici. Perfect, gata. Numai hai, încă puțin aici. Să fie uniform împrăștiate. Nu vreau să pierd nimic. Și priviți. Ta-da-da-dam, ta-dam. Să fim serioși. Cât de bine arată farfurioara asta cu paste. Ia să-mi trag și eu farfuria mai aproape. Așa, scăpăm frumos de spumar. Nu nevoie de furculiță și bineînțeles că de pun și eu câteva icre negre și la fel le împrăștii direct pe aici prin tigaie. Asta nu mai pun lingurița asta înapoi în borcanaș. Momentul adevărului, mamă, la cum era asta, de-abia așteptam să termin mai repede și să gust. Luăm prima oară așa paste cu niscai somon afumat și cu niște icre. Caprele astea, bă, băiatule, mamă, să vedem cum e brocoli. E brocoli, da. Cu brânzica asta, cu crema asta de brânză, cu smântâna asta și cu somonul. Bum! Asta s-a întâmplat la mine în gură. O explozie. Icrele astea, cu somonul, cu pastele, cu brocoli. Nu mai am cuvinte. Nu că musai. Neapărat să încercați pastele astea. Bă, băiatule, deci, sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ceva ce Arvunescu pe aici. La revedere! Am dreabă, nu glumă. Wow! Și cât de simplu a fost. 12 minute cu totul. Hai, 13, maxim.